unii maximi, alții minimi. Cam așa au stat lucrurile în teren pentru juniorii republicani de la CSS Drobeta și Luceafărul Drobeta în disputele din weekend. Dacă etapa trecută la debutul noul sezon, cele două grupe de la Clubul Sportiv Școlar Drobeta au obținut victorii, iar fotbaliștii de la Luceafărul au pierdut ambele dueluri, rezultatele din etapa din weekend au fost invers. Pe stadionul Severnav, luceferii nu au mai făcut pași greșiți. Severinenii au dominat duelurile și au învins la categoria sub 19 ani cu 7 la 1, în timp ce la sub 17 ani au trecut de viitorul Argeș cu 2 la 0. CSS Drobeta nu a legat și a doua victorie după ce a capotat în meciurile avut în deplasare la Craiova. Grupa juniorilor mari a pierdut cu 2 la 7 pe terenul celor de la CSJ Știința Craiova, în timp ce juniorii mici au cedat și ei toate punctele, după ce tabela a înregistrat la final scorul de 1 la 2. Etapa viitoare, CSS Drobeta evoluează în 18 septembrie pe stadionul municipal, împotriva celor de la CSS Craiova, în vreme ce Luceafărul joacă la CSS Slatina.